Copiii României libere. Nu? Unde ai născut? Uite, Robert e născut în 1-a-12. El e, de fapt, născut la Revoluție. În 25-a-12-89. Și pe unul și pe celălalt știu de foarte mulți ani, când erau mici copii. Dar altă dramă. Amândoi plecați. Au fost plecați afară, acum s-au relocat, dar în Timișoara. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Acum puteți să-i felicitați pe zile. Eu consider că noi avem de predat ceva generațiilor următoare. Avem de predat o altă Românie. Eu știu că am încercat, eu știu că am fost deschis, știu că cel puțin aici, în Moldova Nouă, am reușit să sparg niște bariere. Am creat în acel pod pe care îl văd eu spre România Nouă, am mai pus poate o blespede. Și e trist să vezi că ai luptat, ai muncit și te lovești de niște indivizi plictisiți, obosiți, numiți, obedienți, care te persiflează, te umilesc. Și atunci trebuie să accepti. Da, s-ar putea să mă duc acasă. E o întâmplare foarte frumoasă cu un domn. Mi-a pus întrebarea, dacă nu vei reuși să-ți duci la îndeplinire obiectivele, ai curaj să-ți dai demisia? Numele meu este Torma Adrian Constantin și din 2016 sunt primarul orașului Moldova Nouă. De mâine începe lupta. Moldova Nouă dorește un om nou. Am fost managerul și proprietarul uneia dintre cele mai mari companii din Moldova Nouă, o companie de top 10 pe județul Caraș-Severin, care a crescut la un grup de companii de peste 200 de angajați. Am venit de niciunde, fără un background politic, fără ca un mare lider de partid să pună mâna pe mine, să spună el este alesul, și am ajuns într-o lume în care pe cine cunoști, cum cunoști, ce culoare politică ai, e de-al nostru, nu e de-al nostru, a fost cu noi, astea erau criteriile de a putea înainta. Deci pentru mine a fost un șoc. Și atunci am zis, băi, trebuie să se întâmple o schimbare. Dacă se și aude, o să încerc să țin legătura cât mai mult cu dumneavoastră pe toate căile posibile, pentru că mi-am asumat această transparență în relația cu dumneavoastră. Și această postare vreau să fie un exemplu clar că se vor pune încet încet lucrurile la punct. Cetățenii orașului Moldova Nouă au ales o nouă mentalitate, o nouă abordare. Să vedem un oraș mai curat, un oraș mai civilizat, un oraș modern, un oraș care iese din starea asta de letargie. Puterea de a fi bun și de a face schimbarea în Moldova Nouă stă în noi. O zi bună! Chiar dacă a venit din mediul privat, a venit cu tot sufletul, el iubește orașul ăsta. Cere normalitatea. Să venim la lucru, să ne facem treaba 8 ore pe zi. Asta a fost tot ce a cerut, o normalitate. Da, dânsul este nou în sistem. Lucrând în privat, acolo lucrurile stăteau cu totul altfel.
Acolo, în momentul în care vrei să faci ceva și ai resursa financiară, o faci. E, aici ești condiționat de o grămadă de factori. Aici este o altă lume în administrație comparativ cu mediul privat. În primul rând, am găsit oameni temători. Temători și yes-men mulți. Lucru care în mediul privat e aproape interzis. Dar, ca o, să zicem, un șoc pentru mine, a fost prima ședință operativă. Am intrat în sala de ședință și acolo șefii de serviciu, undeva la vreo 12-13 persoane, când am deschis ușa, odată au sărit în picioare și au zis bună ziua. Aveam impresia că sunt la școală când intra tovarășa învățătoare și noi toți ne ridicam și spuneam bună ziua tovarășa și așteptam imnul României. Așa a fost obișnuit și trebuie să recunoaștem că obediența e o mare calitate în România. Da? Faptul că ai plecat capul când ai dat mâna cu șeful, e deja o... ți se trece în CV. Eu veneam totuși cu ideea de mediu privat în care, ok, sunt șeful, dar noi facem o echipă. Funcționarea instituției înseamnă nu că eu sunt bun, că noi suntem buni. Moldovanul și de Țucara Severin, mă înclin în fața ta pentru că de acolo vin. Sunt aici cu tine ca să susțin mișcarea care în curând ne va aduce schimbarea. Sunt foarte multe oportunități. Noi avem insula Ostrov, o insulă de 300 de hectare pe Dunăre. E în zona în care Dunărea este cea mai lată de pe tot parcursul ei. Mergem pe cursul Dunării și ne oprim la Budapesta și acolo ei au o insulă pe care o fructifică turistic. Și întrebarea mea e dacă ungurii pot, noi de ce n-am putea? Gândește numai câte fontoane plutitoare pot fi aici. Care nu costă foarte mult bani. Le-am creat românilor din zonă senzația că trebuie să trăiască din joburi la stat, de la miniera, că o să se redeschidă miniera, în fiecare campanie primarii PSD, asta spuneau, redeschide miniera. Apare actualul ministru al economiei Bătălău și una, două vorbește de tot felul de mine redeschise. Când îl auzi vorbind, dai impresia că gata, se întâmplă. Și eu sunt aproape sigur că nu știu unde e Moldova nouă pe artă. Spune tu dacă vezi în lete așa ceva. Nu vezi în lete, băi, zice-o de minune. Pentru asta, repede 10 euro fiecare. Numai că îi vezi în Dunăre. E vis. Experiența din mediul privat îmi spune că orice faci, faci pe baza unei strategii. De 3 ani de zile aștept ca, să spunem, liderii politici, conducerea CJ-ului, cei 7 senatori și deputați, noi, primarii de orașe și comune, să ne adunăm și să întocmim o strategie. Eu am solicitat să ne întâlnim. N-am primit niciun răspuns. Poate prindem și un duel între găști. Uite ce frumos sunt. Când noi vom ști să ne promovăm și vor veni investitorii serioși, una dintre problemele pe care ei ți le vor ridica e resursa umană. Și am mers la inspectoratul de învățământ de la Reșița. Am zis, doamne, hai să creăm la Moldova nouă niște clase de turism, într-un învățământ dual să creăm acele două, trei clase aici, mai ales că noi avem clase aberant, cu profil minier. Deci la noi mina închisă de 12 ani și noi avem clase cu profil minier să mai protejăm niște cadre didactice care au fost angajate cu 30 de ani și nu știu să facă altceva. Adică omorâm generații de copii doar ca să știm noi niște joburi. E ilogic. N-am avut niciun fel de susținere și a trebuit să o las moartă. Că e o chestie complicată, că dacă nu merge, tipicul ăla românesc de a spune din start nu, 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 pentru că ne punea pe toți la muncă. Am fost la, cred că Triful chema pe ministrul turismului, da. Sau nu, cred că la cel dinaintea lui. Și am făcut o prezentare, un filmuleț frumos, am spus ce simt eu. A fost foarte fain. A zis, da, aveți dreptate, domn primar, căutați-mă în două săptămâni, veniți la mine, mi-a dat numărul de telefon. Dar peste trei zile a fost schimbat.
De câte ori mergeam la București, la câte ori ministru, imediat apărea o restructurare, sau cum îi spun ei, nu mai era săracul. E foarte trist. În 3 ani de zile n-am putut lua contact cu niște oameni care să înțeleagă ce ne dorim noi aici în zonă. Și chestia este simplă. Dacă noi dezvoltăm turistic zona, copiii noștri rămân în țară, au joburi aici, nu mai trebuie să pleci afară. Orașul ăsta e vai și amar, dar duc tot tineretul în lume. Mi-e dor de fiecile mele, sunt plecate de atâția ani. Nu vin fiecile. Aici lipsește locuri de muncă, lipsește. De când s-a închis mina, oamenii au rămas fără servicii. Și ce fac? În ce trăiesc? Din Austria. Ies în altă țară, se duc. Toată lumea are câte un copil plecat. Venind din Italia, de la zona Milano, ceea ce acolo și ceea ce vedem aici, ne pare rău pentru că orașul e aproape mort. De-abia aștept să vin acasă, normal că și ajungi acasă, dar unde să lucru? Ce să fac? Cui îi place să stai? Că toți vrem acasă, nu? Copiii mei toți sunt plecați din cauza că nu-i loc de muncă. Și eu cum mă simt ca mamă că nu văd pe ei, nu? Și dacă te duci la fabrică, salariul minim, nu mai România asta există. Asta-i tot de la guvernare pleacă, că nu acordă fonduri aici, în oraș. Cine nu s-o știu, mai auzit degeaba salariul primarul minim? Cere, dar se dă la pandamie, de la guvern nu vine nimic aici. Nu avem niciun viitor aici, în orașul ăsta. Asta e viața noastră. Noi, pentru că n-am mai avut șansa proiectelor guvernamentale, ne-am orientat către proiectele europene. Am depus 12 proiecte europene, 5 sunt finanțate. Aia a fost, să zicem, șansa pe care am sperat că o putem aplica mult mai ușor. Am fost elev și nu s-a schimbat nimic la 30 de ani. Nu s-a schimbat nimic în liceu, adică încălzirea e tot pe lemn. Aceleași centrale, vai mama lor, care iarna abia fac față, nu sunt izolate clădirile și cele două corpuri sunt incluse pe două proiecte, pe axa 3, generală 7 milioane de lei, liceu 10 milioane de lei, termopane, instalații interioare, sanitare, electrice, reparațiile exterioare, acoperișul. În anul 2017 l-am depus proiectele. Și au fost semnate undeva în 2018, mijlocul anului, s-au semnat contractele. Și până să începem noi procedurile de licitație, s-a dat acea celebră ordonanță 114, care a distrus orice tip de plan pe care și l-a făcut o primărie mică și săracă, cum suntem noi. E dramatic să ai 5 contracte semnate, adică banii sunt deja alocați. Aia 90% sunt acolo și noi să nu fim capabili să găsim cei 10%. E aberant ca toată munca aia să o aruncăm la coșul de gunoi pentru că s-a trezit la masa de poker Dăncilă sau cine a fost ăsta, Teodorovici cu Dragnea și au făcut ei bugetul ca niște mafioți. Ce trist! Am avut foarte multe momente grele, foarte multe momente în care am conștientizat că un obiectiv finalizat, gen punctul Vamal, nu are șanse să fie pornit decât dacă faci parte din sistem. Punctual, concret, pentru deschiderea punctului Vamal, mi s-a sugerat că e bine, acum cum sunt primar independent, să semnez adeziunea la PSD. Și am spus că nu semnez adeziunea la PSD. octombrie 2017. Țin minte ziua când am finalizat, pentru că a fost sub foarte mare presiune, cum știu, ziua mea de naștere. Pentru că ar fi fost unul dintre primele proiecte pe care ar fi trebuit să le inaugurez ca și primar, în funcția de primar. Adică noi, Primăria Moldova Nouă, am acceptat un credit de 1 milion de euro ca să deschidem acest punct Vamal, care va genera direct
30-40 de locuri de muncă, indirect încă 50-60 de locuri de muncă, se pune în valoare toată zona, un nou punct vamal, vasele de croazieră, foarte multe argumente. În mod normal, Guvernul României eliberează o hotărâre de guvern și se începe activitatea. Mi-a încălcat pe suflet, am fost în audiență la doamna prim-ministru, deja era doamna Dăncilă în acel moment, m-a primit frumos, a zis, gata, domn primar, se rezolvă. Eu am crezut că până ajung la Moldova Nouă, într-o zi, e deja o hotărâre de guvern. Ăla a fost feeling-ul meu acolo, la doamna în birou. Dar, din păcate, au trecut un an și 4 luni, 3 luni din momentul întâlnirii și nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu am venit cu un vis, am venit cu o viziune. Am venit cu niște promisiuni care astăzi nu au palpabilitate. Eu mă simt responsabil. Eu m-am încărcat cu acele promisiuni. Nu trebuie să se și întâmple? Nu trebuie să și răspundem? Generația nouă, hai să trimitem toți lupii la pădure ca orașul nostru să poată străluce în lume, în lume. Hai, mergem mai încolo, așa, să vedem ce erați. Cum vrei? Cel puțin pe mine mă dezamăgești, Adiță. Nu, mă, dar nu pot să livrez. Nu pot să livrez. Poți să livrez, ai răbdare. Răbdare 3 ani de zile? Ai răbdare. Știi, tata mi-a zis o vorbă. Băi, există animale care fată într-o săptămână, două, și cel mai lung fată vaca într-un an și două luni. Noi n-am putut să dăm o hotărâre de guvern într-un an și 9 luni. Corect. Deci, asta spune câtă răbdare să ai. Am avut răbdare o lună, două, trei, șase. Am dus eu, am fost la Dăncilă în birou. Am zis, Doamne, nu e sănătos ce se întâmplă. Da, se rezolvă domn primar imediat. Dacă văd un viitor politic, zic că-l văd alături. Vedem, deocamdată să vă simțiți bine la Moldova Nouă, că e o zonă foarte frumoasă. Ne-am și pupat să vadă băieții ăștia. Salut, băieți! Dacă tu ca primar nu te zbați, eu nu pot să. Eu ce pot să fac eu un om bătrân? Bănesc, îi se pun piedici, dar așa e peste tot. Sperăm să nu cedeze. Avem încredere în el. Să lupte mai departe. Asta ar însemna ca să meargă înainte să le facă în ciudă măcar, că poate să continue fără un sprijin mai de sus. De ce să zicea? Eu să fiu ca aia numai, dar dacă pot să spun eu, alte sunt sonați și nu-l iubește, dar noi îl iubim. Yeah. Getting serious on this track, man. Yeah. Yeah. Eu sunt Rapaga, piesa asta este dedicată primarul nostru Adi Torma. Asta o călăcie pentru Adi Torma. Yeah, 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 yeah. De la început, început, în 3 ani ai făcut tot ce ai putut, tot ce ai putut. Chiar dacă mulți îmi place, bro, nu te-a susținut, e singurul care a schimbat ceva din acel trecut, o mână sus, yeah. Pentru Torma, tot respectul, toată echipa te susține și băieții de pe centru, mână sus, yo. Luptă, frate, continuare, orașul are nevoie de tine, ca peștele de mare, o mână sus. Lasă o călăcie pentru primarul nostru, Adi Torma. Nu lăsați să plece, că vin alții și o să fie cum a fost înainte. Și mai rău, poate. Hei! Hello! Dă un microfon la primar. Vreau să vă spun câteva cuvinte, pentru că sunt multe zvonuri legate de ce o să fac. Da, într-adevăr. De luni eu nu o să mai fiu primar orașului Moldova Nouă, o să-mi dau demisia și... Nu, să știți de ce? Pentru că trăim într-un sistem corupt care nu dorește să sprijine performanța. Și am făcut o promisiune multora dintre dumneavoastră,
că o să fac treabă în Moldova Nouă. Și dacă toți oamenii politici vor avea curajul să facă ce fac eu, acolo unde nu e performanță, să-și dea demisia, să meargă acasă la ce au făcut înainte, deși mulți nu știu să facă nimic în afară de politică, România s-ar schimba. Gestul meu nu e un gest de lașitate, nu e un gest de frică. E un gest de protest la un sistem mârșav care face ca România să se depopuleze zi de zi. Dar eu nu vreau să vă stric ziua și nu vreau să stric zilele orașului, și pentru că sunt un om de cuvânt, în fiecare an știți că avem un foc de artificii. Final. Am fost cea mai fericită, am un soț și un tată la fetița acasă, deci eu sunt cea mai binecuvântată, așa că restul. Nu se poate așa ceva. Nu, lasă cu mizerie pe aici. Ha. Păi nu sunt pe scaune, de să știți că nu. Da, degeaba, e o decizie asumată, o decizie calculată, e un protest. Ce să facem? Să stăm să ce să facem noi tot ziua în primărie? Să ne gândim ce mâncăm și să bârșim. Nu ai cum, nu ai cum. Dumneavoastră ați găsit la toate soluții, tot timpul. Am găsit până acum. Am găsit până acum. Acum nu mai pot să găsesc. Nu putem fără dumneavoastră, nu putem să mergem mai departe. Deci nu se poate, nu. Ați intrat aici în birou, noi nu vă mai lăsăm să Rudica, și colegii din primărie, nu le, și colegilor din primărie nu le pasă. Sunteți 10-20 care le pasă de ce se întâmplă. În rest, să ne luăm salariile, atât. Decizie luată. Nu există centimetru să mă întorc înapoi, e forma mea de protest. Ideea este că și după ce plec, lucrurile trebuie să funcționeze în primărie. E forma mea de protest, nu e forma primăriei. Faptul că plec eu nu trebuie să perturbe foarte mult activitatea voastră. Ea trebuie să rămână funcțională, fie că e poliția locală, unde avem multe de îmbunătățit, la tine, la urbanism, sunt atât de multe de pus la punct. Conta ce să mai acolo va fi cât mai greu. Și la voi, la proiecte europene. Acum, evident, după ce voi depune efectiv demisia, tu vei decide lucrurile cum se întâmplă. Să știi că nu spun că da, dar dacă mă apucă și pe mine tremuriciu, eu că o fac o dată, nu fac de 16 ori. Bun. Final. Mariana, hai un pic. Să vină Iovițeșul să luăm din Iovițe. Nu neapărat vreau mult să îi dai lui Iovițe. Da, e și luăm astea tot. Da, o să nu. Unde vreau să le luăm. Îți pare din sufletul meu. Știu, da. Cred, nu pot să cred. Prin sacrificii putem schimba lucrurile. Și alea de multe poate să fie ale noastre personale. Last day, știi să-mi ia? Last day, ultima zi. Baftă. Și ne auzim, ține legătura.
să fim necăjiți. Mă așteptam. Trebuie să se întâmple unele lucruri. Să aveți bine de proiect. Să ne ajute. Ciao. Ghiță, hai da. Mi-a părut bine, multă sănătate și v-am zis, nu vă uitați înapoi, pentru că nu. Mie mi-ar fi foarte ușor să mai stau încă un an primar. Cumva le fofilez. Mai zic și eu un sărumână la politic și cumva ies. Și real vorbind, îmi iau și o pensie specială. Dar ai o misiune și atunci trebuie să accepti. Da, s-ar putea să mă duc acasă. Ce așa o mare tragedie? Părinții noștri nu aveau curaj de frică. Noi de ce nu avem curaj acum?